epistola lui Iacov, care l-a înlocuit pe Esau în binecuvântare și ca primul născut, însă acum vorbim despre Iacov, care era fratele lui Isus de acum 2000 de ani. Și mesajul care îl dă el este cam același mesaj care îl găsim la toți prorocii, apostolii, pocăința. Această transformare, această schimbare, această înlocuire a ceea rău cu ce e bun. Și vorbește specific despre dorințele care le avem. Pentru că atunci când suferim ispita, o mărturisim și zicem, sunt tentat cu lucrul ăsta. Și punând în lumină, ne păzește de păcat, de eșec, de distrugere, de moarte. Așa că, haideți să punem în lumină dorințele ce avem. Și atunci putem să ne dăm seama, în lumina Scripturii și cu sfatul prezbiterilor, putem să ne dăm seama dacă este neprihănit, atunci să o facem într-un fel în care să-L onoreze pe Dumnezeu și să-I ajute pe ceilalți. Și asta este cheia, de fapt. Că atunci când dorințele sunt egoiste, ca să consumăm în plăcerile noastre, evident că nu ne servesc. Dar atunci când sunt altruiste, ca să-I ajutăm pe ceilalți de lângă noi în ceea ce au nevoie, cum zice, dacă știi că este bine ceva de făcut și nu faci, păcătuiești, ratezi ținta. Dar dacă știi că e ceva bine de făcut, în cazul ăsta zice să ne mărturisim unii altora sau să ne rugăm unii pentru alții, atunci nu ratăm ținta, ci avem o victorie sufletească și trupească. Iar dacă ne lipsește înțelepciunea, ce să o cerem cu credință? Așa că parte din chemarea care ne-o dă Iacov este foarte important și în zilele noastre să creștem în înțelepciune. Pentru că atunci când creștem în înțelepciune, discernem ce e bine, ce e rău și alegem ce e bine. Așa că, de asemenea, vorbește despre cum trupul fără suflet este mort, credința fără fapte este moartă. Și vedem că faptele care le face un om dovedește credința care are. Și cu toții putem să creștem în credință. Așa că atunci când creștem în credință, creștem și în fapte bune. Să cerem lui Dumnezeu, pe lângă înțelepciune, creșterea în credință. Și de asemenea vedem că asta e partea noastră. Dumnezeu e darnic, El ne dă, dar trebuie să-I cerem. La fel și dacă cineva e bolnav, trebuie să chemăm prezbiterul, cel care se califică, ca să ungă și să se roage și Dumnezeu dă recuperare. Așa că este imnul pocăinței care se găsește pe cristianpădurea.com, unde sunt și versetele din Iacov în strofa pocăinței și sună cam așa. Suferă tentația că-și păcatul se pară, pocăiește-te cu tristețe pentru a primi iertare. Și continuă. Așa că, așa cum citim sau ascultăm audio și putem să cântăm cântecul, haideți să facem o rugăciune pentru mesajul care ne-l lasă Iacov pentru zilele noastre. Îți mulțumim, Tatăl nostru în cer, pentru că Tu ai toată înțelepciunea, toată cunoștința, toată credința, toată dragostea, toată puterea, toate lucrurile astea. Și noi venim la Tine să-ți mulțumim pentru cât avem deja, cât discernem ce e bine de ce e rău. Ajută-ne să avem înțelepciune pentru fiecare decizie care o luăm în viața noastră și credință, să creștem în încredere așa cum rămânem în cuvântul Tău și așa cum ne vedem că ai răspuns de atâtea ori la rugăciune, în așa fel încât să putem să ne apropiem de Tine unii de alții și să înmulțim roadele bune. Ajută-ne să ne bucurăm cu cei care se bucură, să cântăm slavă, să-ți mulțumim, dar cu cei care sunt în suferință să putem să ne rugăm, să aducem în rugăciune și îți mulțumim încă o dată pentru mesajul acesta din Iacov. Ajută-ne să avem ca o binecuvântare în viața fiecăruia care citește în acest plan de citire Biblia împreună. Și așa că nădăjduim în această transformare, în această schimbare împreună pentru toți cei care vorbesc limba română. Amin.